Piața imobiliară este în scădere, constructorii sunt mai prudenți, creditele se dau mai greu de când BNR a impus o limitare a gradului de îndatorare, iar prețurile sunt în continuare mari. Românii au cumpărat cu 30% mai puține case, apartamente sau terenuri în luna ianuarie față de aceeași perioadă anului trecut. Știe toate informațiile colega mea, Loredana. Primul indiciu de criză pe piața imobiliară este scăderea drastică a vânzărilor. În București lucrurile au mers totuși destul de bine. Față de anul trecut s-au vândut cu aproximativ 400 de imobile mai mult. În Ilfov la fel, cererea a crescut spectaculos cu 800 de unități. Asta și pentru că mulți vor să scape de agitația din capitală și să se mute în zone mai liniștite. Dar pe de altă parte sunt și scăderi semnificative de vânzări. În județul Timiș, de exemplu, s-au cumpărat mai puține case și terenuri cu 200 de unități. În județul Tulcea au fost și acolo cumpărate în ianuarie 2019, 42 de imobile față de 185 anul trecut în aceeași lună. La nivel național, numărul vânzărilor în luna ianuarie a fost de aproximativ 30.000 de unități, o scădere cu 30% față de perioada similară a anului trecut. Specialiștii din piață dau vina pe prețurile încă extrem de ridicate, care, de pildă, în Cluj-Napoca sunt cam la același nivel din timpul crizei. Constructorii sunt mai prudenți și din cauza faptului că acum creditele se dau mai greu. Totul ar putea să ia totuși o turnură bună anul acesta. Dacă vânzările au scăzut destul de mult, ar putea urma și o scădere a prețurilor, spun specialiștii.